Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei! Vă povesteam în videoclipurile trecute că mai sunt câteva lucruri de adăugat în rucsacurile noastre de supraviețuire, nu sunt complete, așa că vom mai adăuga pe parcurs ceea ce ne lipsește. Tocmai mi-a sosit coletul de pe Military Surplus, nu este reclamă, ca să știți încă de pe acum, dar am considerat util să fac acest videoclip pentru că am găsit ceea ce mă interesa la preț foarte bun, și anume aveam nevoie de încă un armar, cel vechi pe care îl folosește soțul meu, este achiziționat tot de pe acest site. Noi facem comparații și cumpărăm de acolo de unde ne și permitem, și am hotărât ca cel de-al doilea amnar, cel pentru mine, să îl iau tot de acolo, asta pentru că nu găsesc amnare în oraș. Am căutat și nu am găsit nicăieri amnare la magazine, așadar a trebuit să luăm tot de pe un site online și m-am întors desigur la acest site pentru că sunt produse mai ieftine pe care le putem permite și noi. O să-l desfac. Dacă pot, o să-l tai. Dacă nu mă înșel, tot de la aceeași firmă, o să verific imediat să văd amnarul lui Iulian, dacă nu cumva tot de la firma asta Miltec, și îl avem de ceva anișori, încă mai funcționează. Acesta a costat 35 de lei și ca să nu fac comanda doar pentru un amnar, am zis să-mi iau și o brățară, pentru că eu nu aveam o brățară de supraviețuire. Și văd că este aceeași firmă Miltec. Mi-am luat mărimea S pentru că eu fiind micuță, acum chiar sunt curioasă să văd dacă am numerit mărimea. Dacă nu, o să le dau fetiței, nicio problemă. E bine să avem o brățară outdoor pentru că acesta este paracord la o, adică în caz de necesitate se poate desface și folosi paracordul. Sunt brățări outdoor care au și kit de supraviețuire cu ac, dar aș putea să-mi atașez eu dacă vreau un mini kit de supraviețuire. Acum să vedem dacă este și bună la mărime. Reușesc să mă prind singură. Da, mi-am dorit de mult o asemenea brățară. Nu am reușit să-mi iau până acum. Și am zis, dacă tot fac comanda pentru această brățară, costă 8 lei. Numai că nu prea pot eu să o prind. Aveam nevoie de un pic de ajutor. Dar teoretic ar trebui să pot să prind și fără ajutor. Da, era bine dacă era Iulian acasă să mă prindă. Ok, am reușit. Da, este perfectă. Deci mărimea S este numai bună pentru mine. Da, avea și mai multe culori, dar am preferat culoarea asta, pe verde. Ok, bun, brățara e ok. M-am mutat pe jos ca nu cumva să dau foc la pat. Aici am amnarul lui Iulian, care tursa asta nu este completă, din păcate. Am zis că mai am ceva de adăugat, nu am reușit până în prezent. Și vă povesteam faptul că am o problemă cu acest șnur. Ia priviți, este același tip de amnar, nu am știut. Tot Miltec și aceeași mărime. Da, l-am ales
dar nu am știut acest lucru, nu m-am uitat înainte. Vă spuneam că am dat 35. Acum câțiva ani pe ăsta nu mai știu cât am dat, cu cât s-a mai scumpit, dacă s-a mai scumpit între timp. Ideea e că l-am luat de pe același site. Vă spuneam că mi este incomod șnurul acesta pentru că este prea scurt și nu îmi permite să fac mișcarea, să fac scânteia. Și am găsit ca soluție înlocuirea lui cu un elastic. Am un elastic care se întinde foarte mult și eu pot să fac mișcarea asta fără nicio problemă, fără nicio reținere. Ca să facă scântei, trebuie să dispară pelicula asta neagră. Ca să ajung la metal. Haideți să vedem totuși dacă m-am mutat într-o zonă mai sigură. O să încercăm să facem câteva scântei pe o bucată de vată, să vedem dacă se aprinde. Trebuie să o desfacem și o să o dau în două ca să fac două focuri cu amnarul cel vechi și amnarul cel nou. O să vă arăt cum funcționează cu amnarul cel vechi. Ca și modificare, un alt aspect vreau să-l menționez. Amnarul a venit așa și mă deranja când încercam să fac scânteile. Mă deranja că este o tablă destul de subțirică și mă cam rănea. Și m-am gândit să găsesc o soluție și până la urmă am pus banda adezivă câteva straturi, astfel încât să nu mă mai deranjeze când țin amnarul în mână și când încerc să fac scântei. Acum, haideți să vedem cum se aprinde, dacă se aprinde. A început și furtuna. Este prima ploicică după mult timp. De fapt, noi nu am avut parte de ploaie, decât foarte, foarte, foarte puțină și foarte puțină zăpadă. Plânge pământul de lipsa ploii și iată că acum ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o ploicică. Să sperăm că ține cât mai mult ca să primească pământul suficientă apă. A fost o mică paranteză. Acum haideți să vedem dacă reușim să facem focul cu amnarul. Deci la a treia încercare s-a produs scânteia. Ideea este că trebuie să exersăm cât mai mult pentru că nu este atât de simplu precum pare. Trebuie să exersăm dacă vrem să nu avem surprize neplăcute și să exersăm, mereu am spus-o și mă repet, de fiecare dată într-o zonă protejată, nu cumva să dăm foc la casă, nu cumva să dăm foc la grădină, nu cumva să dăm foc la pădure. Deci zona în care noi exersăm focul, îl experimentăm, trebuie să fie o zonă protejată și dacă suntem în natură, în grădină undeva, unde e vegetație, să avem o sursă de apă, să stingem imediat flacăra. Acum o să testez amnarul cel nou pe o altă bucată. Vata este foarte bună, atât vata clasică, cât și discheta. Haideți să încercăm de data asta să facem pe o dischetă, dacă tot o avem aici intrusă. O desfacem și tragem așa de vată ca să
se aprindă cu ușurință la prima scânteie. Noi am făcut și iască cu aceste dischete, dar nu am pus-o aici, am pus-o în rucsacul de supraviețuire, cum am făcut iasca rezistentă la apă. Ei bine, am luat discheta, așa, am întins-o prin vaselină topită, am pus-o pe o suprafață, pe un celofan cu pungă, pe o hârtie de copt am pus-o, să se usuce un pic, după care am luat discheta întinsă prin vaselină și am întins-o iarăși prin ceară topită. Și iarăși am pus-o pe hârtie de copt să se usuce. Se aprinde foarte, foarte repede și rezistă la apă. Dacă intră în contact cu apa, nu e nicio problemă, pentru că ea continuă să ardă fără nicio problemă. Și am făcut câteva dischete și le-am pus la rucsac, astfel încât să avem în caz de necesitate, știu eu. Mai bine să fie, zic. Eu mă pregătesc, sper la mai bine, dar mă pregătesc întotdeauna de cei mai rău, pentru toate variantele posibile și imposibile. Acum, ca să fac scântei, trebuie să dau de câteva ori să dispară metalul ăsta negru, ce-o fi, ceară sau ce-o fi, nu știu. Și o să mă confrunt cu problema asta, că nu-mi permite mie sfoara ca să fac mișcarea. A făcut din primele încercări scânteia, ceea ce e foarte bine. Da. E ok. Ținând cont că e nou, funcționează foarte bine de la primele încercări. Asta pentru că s-a îndepărtat chestia asta neagră. Am dat numai într-o singură parte. Foarte bun amnarul, eu sunt foarte mulțumită de el. Și la prețul ăsta, făcând o comparație cu ce găsesc pe piață, eu ce să zic, eu îl recomand, mă repet, nu este reclamă. Am făcut acest videoclip pentru că am zis să împărtășesc cu voi, cei care nu își permit produse foarte scumpe, și ținând cont de faptul că l-am încercat, practic același model, și ne-am folosit de el ceva timp, sunt câțiva anișori de când avem, am zis că n-ar fi rău să fac totuși acest videoclip și să îl recomand celor care, mă repet, nu își permit, cine știe ce produse foarte scumpe care se găsesc la magazinele de outdoor. În oraș nu am găsit absolut deloc, deci nu fizic, într-un magazin fizic la noi în oraș nu există amnar. Ce rămâne de făcut la ăsta, exact ce am făcut și la cel vechi, rămâne să-i pun un elastic mai lung ca să-mi permită mișcarea fără probleme. Bun, dragilor, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri, sperăm, desigur, la mai bine, dar zic că e mai bine să ne pregătim de cei mai rău. La revedere, multă sănătate tuturor!